Salut! Bine ați venit la un nou hands-on. Sunt The Warlord și am astăzi să vă prezint ceva mai special. Avem DJ Hero 2, care vine cu un DJ controller deck și am zis că este mai bine să vă arăt controllerul înainte să vedeți jocul și asta vom face acum. Let's go! Iată, acesta este cutia în care a venit demo unitul pentru DJ Hero. Este o cutie destul de voluminoasă. Iată, scrie pe lateral numele jocului. Și este un controller pentru PlayStation și zice ceva și despre Guitar Hero 5, dar nu cred că este compatibil cu acel joc. Iată controllerul în sine. Avem un look pe care probabil l-ați mai văzut. Este un controller normal, cu fir. Și hai să-l scoatem din cutie. Sper că reușesc să fac asta cu o singură mână. Și să-l prezentăm puțin mai în detaliu. Să dăm cutia la o parte și să inspectăm puțin acest DJ Hero deck. Nu este prima oară când îl desfac, l-am mai desfăcut odată, doar acum am vrut să vi-l prezint într-o manieră mai interesant. Iată marea atracție a acestui controller, DJ Deck-ul, care conține și trei butoane asemănătoare celor din seria Guitar Hero, culoarea verde, albastru și roșu. Aici este un burete de protecție, pentru că partea aceasta este și aia, nu știu dacă se observă. Ok, aici avem un crossfader, un knob și Euphoria button care se și aprinde în timpul gameplay-ului. Iar aici este un control pentru consolă. Avem clasicul D-pad, select start, PlayStation button și clasicele butoane face buttons de pe controlul de PlayStation. Aici avem cablul destul de lung chiar. Și hai să întoarcem controlul pe partea cealaltă. Iată brandingul DJ Hero de pe spate. Din câte am înțeles, aici partea aceasta se poate muta de pe stânga pe dreapta cumva. Și n-am reușit încă să-l desfac, nici nu vreau să-l stric. Și aici se găsește un socket care nu știu exact la ce folosești, probabil ca să muți de pe stânga pe dreapta. Și spune aici că acest controller este compatibil atât cu PlayStation 3 cât și cu PlayStation 2. Acesta este controllerul, nu cred că am ce să vă spun mai multe despre el. Și hai să îi dăm drumul jocului și să vedem cum este noul DJ Hero 2. Ok, acum că am prezentat controllerul de DJ Hero, este timpul să vedem cum se prezintă jocul. Acesta este realizat de Freestyle Games, un studio Activision. Și este același studio care a realizat și primul joc din seria lansat anul trecut, jocul care a debutat seria DJ Hero. Și acesta este intro-ul, este puțin axat pe echipament și pe muzică și pe chestii de-astea față de jocul precedent, care avea niște personaje destul de dubioase într-un intro animat, să zic așa. Și iată, DJ Hero 2. Jocul este foarte interesant, cel puțin eu l-am găsit foarte interesant ca fan al seriei Guitar Hero și Rock Band. Iată, avem jos atât butoanele pentru controlul de DualShock cât și pentru DJ Deck. Putem folosi cele butoane colorate. Trebuie să menționez că nu am comentat în timp ce jucam, pentru că DJ Hero necesită un oarecare efort fizic și vocea a fost înregistrată după gameplay. Dintr-un motiv sau altul, nu știu de ce nu s-a conectat la serverul de DJ Hero 2,
am așteptat în timp ce am înregistrat destul de mult, dar am renunțat la un moment dat și I just cancelled it, whatever. Oricum nu ne axăm pe modul online care este competitiv, pe care nu l-am testat încă, dar vă voi arăta trei melodii foarte interesante din setlist. Nu sunt sigur că sunt toate deblocate în Quick Play dacă nu ai jucat deloc, nu am început deloc modul Empire. Și acest control al meniului se poate face atât cu D-pad-ul de PlayStation Classic, cât și cu nabul analogic sau cu platanul în sine. Poți să învârți platanul pentru acestea. Iată câteva dintre melodii foarte interesante, aceste mashup-uri. Iată Kanye West și Metallica, Basement Jacks și The Yeah Yeah Yeahs. Foarte genuri foarte diverse combinate într-un singur mix, să zic așa. Ce mai avem? Mai sunt și câteva melodii care sunt direct remixuri de la artiști celebri, dar nu sunt mashuite cu altceva, sunt pur și simplu remixuri. Iată, Janet Jackson și Justice, Tupac și Dr. Dre remix la California Love, Soulja Boy și A Millionaire, whatever, that's a rap. Eu voi folosi această, Damian Marley și Dillinger în Skibidi, whatever. Voi folosi Pussycat Dolls și Pitbull. Mi s-a părut foarte interesant mixul dintre cele două melodii cu refrenurile ambelor melodii. Și voi mai folosi două melodii mai rap, whatever, hip-hop. Lil Jon și The East Side Boys, o melodie făcută celebră cu ajutorul lui Need for Speed Underground, și 50 Cent, The Classic in the Club. Acesta este setlist-ul pe care l-am ales. Aici putem schimba DJ deck-ul in-game. Avem câteva DJ deck-uri celebre. Probabil toți DJ-ii au auzit de... sau toți DJ-ii folosesc, de fapt, acest CDJ. Acestea sunt personajele foarte neinspirate din punctul meu de vedere. Și... o voi alege pe tipul ăsta, care, dacă nu mă înșel, era și în primul joc, nu știu, n-am jucat atât de mult nici primul joc. Și voi alege un ăsta la întâmplare. La loading avem câteva tips despre cum să jucăm mai eficient. Și ia să vedem cum se prezintă jocul. Fiecare... să zicem, reprezentație începe cu prezentarea clubului și a dansatorilor. Am văzut și o reclamă la Coca-Cola pe tricoul dansatoarei. Și începe distracția. Este o... să zicem... o imagine obișnuită pentru cei care au jucat Guitar Hero sau Rock Band. Iar aceste butoane colorate nu sunt deloc străine celor care au jucat aceste jocuri. Ce vedeți acum în partea stângă cu butonul verde este un efect de crossfading și este obligatoriu pentru a păstra multiplierul. În momentul în care crossfaderul nu este în poziția corectă, adică ori în stânga, ori în centru, ori în dreapta, se pierde multiplierul. Aici am ratat un pic o notă, dar veți vedea ce înseamnă și acel arc galbui deasupra unei note. Acestea sunt scratch-uri, care trebuie să ți-ai apăsat butonul colorat și trebuie să faci mișcări sus-jos. Iată, aici este un fade către track-ul din stânga. În mod normal, acesta trebuie să stea pe poziția centrală. Iar aici cu acel analog nab poți să schimbi momentele în care apare acel arc galben, schimbi diverse efecte prestabilite. Iată. Button matching am jucat pe dificultatea medium pentru că încă nu sunt atât de familiarizat cu acest joc. Și dacă sunteți atenți, când se apasă pe butoane sunt declanșate niște efecte
niște sample-uri. Melodiile merg în paralel, iar aceste sample-uri sunt pur și simplu declanșate de butoane. Cel puțin să imite o experiență de DJ care folosește un fingerboard sau mai știu eu ce pentru a își declanșa diversele sunete custom alese înainte de a ajunge pe scenă. Se observă acest efect de flange, dacă nu mă știu, se cheamă când te joci cu basul și cu înaltele. Acest efect de iluminare a track-ului în timp ce apeși pe butoane înseamnă că se câștigă euphoria, este un fel de start power care dublează multiplierul când este declanșat. Astea sunt scene de freestyle, poți să schimbi între track-uri cum vrei, nu este nicio restricție. Singura chestie este că trebuie să stai pe centru în momentul în care se termină această secțiune. Din păcate, mai devreme am rămas un pic în partea dreaptă și m-am penalizat, iar când folosește euforia, crossfading-ul se face automat. Iată scratch-uri. Aici am modificat iar puțin scratch-uri și acum se va observa. Acum a fost un efect de echo pe acel analog knob. Poate din stânga am în real time star rating-ul pe care îl am pe această melodie. Acel omuleț galben îmi arată high score-ul personal pe care l-am stabilit într-o sesiune anterioară. Iar acum dacă aș bate acest scor, acest omuleț galben ar fi la scorul pe care l-am stabilit acum. Iată aici niște sărituri de pe un track pe altul cu crossfaderul.